Bucureștenii au fost invitați în Parcul Agronomiei la Pomana Porcului. Zeci de oameni au gustat din bunătățile tradiționale. Doamne ajută să fim sănătoși! La târgul de Crăciun din Parcul Agronomiei din capitală s-au împărțit preparate tradiționale pentru toate gusturile. Ne spuneți, vă rog, ce faceți aici? Facem o plăcintă cu brânză, se numește pizza oltenească. Pizza oltenească? Deci pâine la țăst. Asta e pentru pomana porcului. Aici avem sarmale oltenești legate cu oațe și date drumul se face cu zeamă de varză. Uitați, sunt împăturite ca un colet de poștal. Preferata bucureștenilor a fost ochitura de porc cu mămăligă. Cum e pomana porcului? Bună! Foarte bun. Știam că astăzi, pe 17 decembrie, se va tăia porcul și va fi pomana porcului. Ați venit aici? Dânții sunt de la Șirnea, noi de la ei ne aprovizionăm. Binevenit, sigur. Pomana porcului s-a preparat după o rețetă aparte a bucătarilor din zona Bran. Special este faptul că nu se face paragaz, se face, după cum vedeți, la chirostii cu lemne de foc forțat. Se adaugă, după ce se rumenește bine slănina, se adaugă carnea tăiată cu bulețe, după care se taie spre finalul, când se consideră că este aproape de final, se pune ceapă și nu numai ceapă, se pune și un vin roșu pentru a fi mai fragede. Zeci de oameni s-au înfruptat din cărnurile de la târg, mai ales că au fost gratuite. Când vine însă vorba de cumpărat, românii se gândesc de două ori înainte să scoată banii din portofel.